Sunt dependent de har în existență. Am viață deoarece El a decis. Slavă Lui! Indiferent prin ce și câte o-i trece, răzbate voi, atât cât mi-este scris. Sunt dependent de har în mântuire. Am fost salvat prin bunătatea sa. Merg pas cu pas pe calea cea îngustă, doar câtă vreme mă va îndruma. Sunt dependent de har în mărturie. Dau gust și luminez doar cât mi-a dat. Nu pot fi cetățui în vârf de munte dacă de sursă m-am deconectat. De altfel, sunt dependent de har în orice lucru. Gândesc, vorbesc sau fac ceva frumos, numai atunci când, ascultând de Tatăl, mă lupt să fiu asemeni lui Hristos. Astăzi, când foarte mulți creștini aleargă, fac mult și multe totuși în zadar. Nu mă bazez pe propriile forțe. Aleg să fiu un dependent de har. Amin. Nu știu exact, dar sigur vine ziua când trece voi al cerului hotar. Atunci o voi striga cât pot de tare, ajunge acasă un dependent de har. Amin. Și apoi încununat cu harfa în mână, plimbându-mă prin cer, cu pasul rar, voi îndemna pe sfinți, pe fiecare, dați slavă Domnului. Sunteți aici prin har. Așa sunt eu. Așa vă doresc vouă, prieteni, dragi frați întru Hristos. Fiți dependenți de har în orice vreme. Atunci viața este cu folos. Amin. Vă invit să vă așezați pe locurile voastre. Un anunț administrativ sau cu caracter administrativ. La ieșire o să găsiți pe holul bisericii. Au pus acolo frații câteva cărți, broșuri pe care Dumnezeu m-a ajutat să le scriu. La mine lucrurile sunt foarte simple. Ce scrie pe copertă, aia este și înăuntru, nu-i nicio taină. Deci dacă pe copertă scrie ghiveci, înăuntru-i ghiveci. Dacă scrie altceva, înăuntru este altceva. Cărți de poezii, cărți pentru slujitori, pentru familie, pentru tineri. Bănuiesc, nu știu exact, dar sunt acolo mai multe titluri. Rugămintea mea ar fi să vă uitați ce puteți folosi pentru voi și să luați să folosiți în speranța că ne ajută să înțelegem mai bine cartea, cuvântul, nu doar pentru teorie, ci pentru trăire. Și chiar m-aș bucura să luați ceva și pentru alții, nu știu, un tânăr, o familie, un nepocăit pe care să-l ajutați să se apropie de Hristos sau să rămână pe calea lui Hristos. Și lucrurile iară sunt simple, te uiți ce crezi că îți poate folosi ție sau altora, iei ce crezi că poți să folosești și pui în cutie ce crezi că poți să dăruiești ca să le dăm și la următorii. Și tot mă întreb dacă o să vină ziua în care la o biserică se rupe firul, până acum nu s-a rupt. Și ideea, acum toți știm că da, tipăritul costă, Evanghelia nu costă, costă hârtia și cerneala și coperțele, Evanghelia e gratis, dar nu prețul este cel mai important, ci să facem și lucrarea aceasta pentru slava lui Dumnezeu. În seara aceasta vreau să împărtășesc cu voi o mărturie a Apostolului Pavel, care la un moment dat face o mărturisire. Pavel spune, eu fac parte dintr-un grup de oameni care avem ceva în comun. Când am venit în lumea aceasta, am adus cu noi nimic. Dacă o să vă uitați în 1 Timotei, capitolul 6, în versetul 7, așa începe el. Noi, adică un grup de oameni, n-am adus nimic în lume și sigur se referă, n-am adus nimic din punct de vedere material. Am venit în lumea aceasta fără să aducem nimic. Sunt curios, oare doar pe timpul lui Pavel a fost gruparea aceasta de oameni? Există cineva aici care a venit în lumea aceasta și material n-a adus nimic cu el, cu ea? Ia uite că mai sunt, dacă am ridicat mâna toți la râvna lui Pavel așa, da?
Interesant că apoi spune Pavel, tot noi ăștia din gruparea asta care n-am adus nimic în lume când am venit și se referă material, am ajuns la o concluzie că vom pleca din ea, și noi vom pleca din ea, că toți oamenii pleacă, dar la plecare nu putem să luăm cu noi nimic. Interesant. Acum chiar aș vrea să vă întreb următorul lucru. Spuneți-mi, cei care pleacă în cer, cam de ce ar avea nevoie de pe pământ? Adică plecăm în cer, plecăm în glorie, în casa Tatălui, dar trebuie să luăm cu noi. Ce să luăm cu noi? Sper să nu vă dezamăgesc în seara aceasta. O vreme am crezut și eu, poate ca unii dintre voi, că cerul este cu străzi de aur. După asta m-am prins eu, că cerul este spiritual, chiar este o împărăție spirituală și nu are de-a face cu aurul și cu mărgăritarele, că atunci toți ar duce acolo, poate și la șmangliți, dacă nu le-a ieșit cu aur aici, să vie dincolo. Sigur, Ioan folosește cele mai frumoase cuvinte din limbajul omenesc în generația lui să ne transmită următoarea idee. Cerul este atât de frumos că merită să faci orice ca să ajungi acolo. Amin. Și asta spunea Domnul Iisus Hristos și în pilda mărgăritarului și toate, când fata noastră era mică, pentru că îi plac foarte mult animalele, la un moment dat mi-a zis într-o zi, tata, nu e așa că în cer o să fim cu cai, cu vaci, cu bivole. M-am gândit, Doamne, iată-mă în rai cu bivole, știi, la... Ce să-i spun, că să nu mint, nici nu am vrut să o dezamăgesc, am spus, iubita, în cer o să fie mult mai fain decât cu vacile, crede-mă, ce... Da, deci gândiți-vă că ne ducem într-o lume spirituală și să ne ducem cu bicicleta de aici. Deci chiar n-avem nimic ce lua de pe pământ ca să ne folosească în cer. Și apropo, pentru că cerul nu este materie și nu este de natură materială, noi nici măcar trupul acesta nu-l vom lua cu noi. Pentru că să fim acolo și să facem față condițiilor de acolo... Dumnezeu va trebui să ne dea un trup glorios, un trup nou, pregătit pentru condițiile de acolo. Și El ne-l pregătește, slavă Lui. Deci cei care ne ducem în cer, atâtea ne așteaptă acolo, că noi chiar nu avem nevoie de nimic. Acum, poate că unii am vrea, țin minte, eu am avut, nu știu ce să zic, privilegiu sau așa, să vizitez destul de repede America după. Am văzut un pic Florida și am venit acasă, o soră pleca, că era soțul acolo și pleca. Și și-a pregătit sora Mărioară, printre alte, niște plapume și niște dune și toate astea. Și sora Mărioară, am rugăminte. Nu le mai du, nu te chinui să le duci până în America. Zic, uite, ca să o pot lămuri pe sora, lasă-mi-le toate mie, împachetate frumos, du-te prima dată acolo, vezi dacă o să ai nevoie de ele și eu, nu mai dai un telefon, îmi scrie, eu ți le trimit toate în America. Ce credeți, că sora le-a lăsat? Nu, deci a trimis, domne, la Florida și a trimis plapumele tot, după asta le-a trimis înapoi în România, apoi cred că le-au mâncat moliile, da? Nu, noi câteodată, chiar dacă ni se spune că n-avem nevoie, am vrea să luăm. Da, Pavel spune, nu putem să luăm nimic de el. Da, m-am întrebat și cei ce se duc în iad, ce ar vrea să ia de pe pământ? Poate că ar vrea să ia, dar la ce să ardă? Adică nu-i focul destul de mare acolo, mai ducem și noi niște mobile să ardă mai tare? Pentru că nici iadul nu este de natură materială. Deci e clar, Pavel vine cu un adevăr, nu știu dacă e de bucurie sau de durere, spune, când am venit în lumea aceasta, n-am adus cu noi nimic. Material vorbind. Când vom pleca din lumea aceasta, material nu vom lua cu noi nimic. Și atunci, știți ce întrebare mi-am pus eu? Ce să fac între cele două nimic? Am venit fără să aduc nimic, plec fără să iau nimic, între nimic și nimic, ce să fac? Bine, primul sfat știu că mi l-ați putea da, frate, nu fii un om de nimic. Între nimic și nimic, nu fii un om de nimic și între nimic și nimic, nu face nimic. Adică, nu putem să nu facem nimic. Și Pavel chiar nu ne îndeamnă să nu facem nimic, ci el ne spune... Cam ce ar trebui să facem între cele două nimic? O să vă dau câteva sfaturi în seara aceasta, sper să vă folosească, să-mi folosească și mie. Primul sfat care ar fi între nimic și nimic, folosește înțelept ce îți dau alții. Vedeți, foarte interesant, între nimic și nimic, noi nu putem trăi cu nimic.
Dar foarte interesant că toți care s-au născut fără să aibă nimic, au rămas în viață, așa-i? Păi cum au rămas în viață dacă n-au avut nimic? Păi simplu, că le-au dat alții. Prima dată i-a dat mama, i-a mai dat și bunica, i-a mai dat și tata, unii au venit cu scutecele, unii au venit cu hăinuțe, unii au venit cu biberonii, biberonul, alte cu nu știu ce. Și există o vreme în care ne dau alții, dar noi ar trebui să folosim cu înțelepciune ce ne dau alții. Dacă vorbim fizic, există o vreme când nu avem discernământ, dar ne bucurăm de cei care ne dau în iubire. Apoi vine o vreme în care alții ne dau și noi hotărâm dacă primim și cum folosim. Inclusiv Domnul Iisus Hristos n-a adus nimic în lume. Nici n-a luat nimic cu El din punct de vedere material. Dar și Domnul Iisus Hristos a trăit și n-a trăit neapărat hrănit prin corbi. Eu cred că și Domnul Iisus Hristos a primit, inclusiv în slujire, a primit de la alții. Au fost oameni care au considerat că ajută împărăția lui Dumnezeu și îl ajută pe Domnul Iisus Hristos să facă lucrarea dăruindu-i lui. Știți că Apostolul Pavel este foarte deschis și spune fraților, în slujire, eu nu pot să trăiesc fără nimic. Când călătoresc, nu pot să călătoresc fără nimic, că ăștia îmi cer biletul, da? Când mă duc să mă închiriez casă, nu știu, într-o localitate, sau mă închiriez o cameră, sau închiriez ceva la Roma, spune că și-a luat acolo casă pe chirie. Să nu credeți că a închiriat pe nimic. Bun, și de unde a avut? Pentru că l-au ajutat alții. Este chiar un lucru foarte interesant, sper să nu fie cum gândesc eu. Știți că Apostolul Pavel a lucrat foarte multă vreme în Corint. Din câte mă duc eu aminte, mai bine de un an și jumătate, ceea ce a însemnat foarte mult că el stătea puțin în localitățile în care mergea pe mai multe motive. Și la un moment dat, pentru că el avea niște clinciuri așa cu spiritualii din Corint, spune fraților, vreau să vă spun ceva, n-am luat nimic de la voi. V-am slujit și n-am luat nimic de la voi. Și am spus, dacă n-ai luat nimic de la ei, cum ai trăit? Păi zice, i-am jegmănit pe alții. Și m-am gândit, o fază faină, știți care ar fi? Biserica din Corint era o biserică mare, era oraș, port, toate celelalte, servicii bune, comerț, deci aveau și bani. Pavel să le fi predicat Evanghelia bogaților și sfinților din Corint pe dărnicia săracilor din Macedonia. Asta ar fi tare de tot, așa-i? Am venit cu nimic. Vom pleca cu nimic. Ce facem între timp? Folosim cu înțelepciune ce ne dau alții, dar mai ales folosim cu înțelepciune și cu mulțumire ce ne dă Dumnezeu. Dragii mei, ne-a promis Mântuitorul că El se ocupă de anumite lucruri. Când Domnul Iisus Hristos a spus, nu vă îngrijorați de ce veți mânca, nu vă îngrijorați de ce veți bea, pentru că toate astea sunt caracteristice lumii, El a spus, uitați-vă cum am eu grijă de păsările cerului, uitați-vă cum am grijă de fiarele câmpului, de florile câmpului, dacă am grijă de ele atât de bine, cu atât mai mult o să ne îmbrace Dumnezeu pe noi, care suntem copiii Lui. Slavă Domnului! Și eu vreau să vă întreb, nu o să vă întreb dacă ați avut cât ați vrut, că nu știu, noi trăim într-o generație în care se pare că nimeni nu știe ce înseamnă destul. Noi redefinim termenii. Am fost într-o seară la o biserică la tineret și ei studiau cartea Iacov și chiar atunci s-a nimerit când am fost eu, că era acolo, ascultați voi bogaților. Și eu, ca să nu vorbesc degeaba, mie îmi place să vorbesc la oameni în cazul lor, am zis, băi, copii, ia spuneți-mi mie, există careva bogați între voi aici, să nu vă țin eu la bogați și voi nu sunteți, că nu, frate, nu e niciunul. Dar eu îi știam un pic, știi, ce mașini au, cu tare, din ce familie vin, dar zic, ce înseamnă bogat din punctul de vedere? Zic, frate, ăia care au insula lor, care au iahturile lor, avioanele lor, nu noi cu astea, știi, deci nu, e simplu, te scoți de acolo, da? Întrebarea nu este dacă ați avut tot ce v-ați dorit. Întrebarea este alta. V-a rămas Dumnezeu dator cu ceva? Adică Dumnezeu ne-a promis câteva lucruri.
Apostolul Pavel spune, dacă avem ce mânca și cu ce ne îmbrăca, ne va fi destul, suficient. Asta ar trebui să scriem noi. Suficient înseamnă mâncare și îmbrăcăminte. Stați că nici asta nu-i tot. Mâncare de la ce restaurant? Sau ce trebuie să fie în meniu? Caviar, toată ziua șuncă de nu știu care, sau merge și pâine și pește? Ce ziceți? Deci dacă Domnul ne dă, dacă ai o bucată de mămăligă și o bucată de, de brânză, e mâncare? Încă bio, zice fratele, sănătoasă, mâncăm seara asta, bun. Haideți să fiu și eu așa mai gentleman, dacă am venit prima dată la voi, poate mă invita și a doua oară. Uite ce... Și pentru câte zile să avem mâncare? Cum ne-a învățat Mântuitorul? Pâinea noastră, cea de... Nu din toate zilele. Nu, dar e astăzi, da. Bun, uitați care este propunerea mea. Dacă cineva n-are ce mânca în seara asta, vă duc eu pe toți la cel mai tare restaurant din zonă. E ok? Deci dacă n-aveți nimic în frigider, dacă n-aveți nimic în cămară, dacă n-aveți nimic, nimic, atunci veniți la mine, vă duc eu pe toți cu autobuzul. Mă tem că o să fie gol. Că am senzația că uneori se întâmplă ce... Nu, nu la copiii voștri, că voi aveți copii super. Ni se întâmpla nouă în care, știți, părinții abia închid ușa frigiderului, iar copiii zic, bă, nimic nu aveți de mâncare în casa asta. Nimic, domne, nu-i de mâncare în casa asta. Trebuie să ne luăm niște chipsuri sau ceva, că nimic nu-i de mâncare în casa asta. Deci cu mâncarea am lămurit-o. Dacă avem ce mânca astăzi, este suficient. Avem pentru astăzi. Și zici, da frate, mâine... Dar de unde știi că mâine mai ai nevoie să mănânci? Iar dacă vine ziua de mâine, ziua de mâine se va îngriji de ea, Dumnezeu ne-a purtat. No, să lămurim. Cu mâncarea e simplu. Dacă ai ce mânca într-o singură zi, e suficient. Cum e cu îmbrăcămintea, surorilor? De la ce firmă trebuie să ne îmbrăcăm ca Domnul Iisus să se ține de cuvânt? De la ce firmă? Am înțeles, da, da. Nu știu și ăștia cu firma. Eu am întrebat, am zis, bă, dar le purtați pe dos? Sau că... Fică dacă n-ai ochiul format. Pe bune, am fost la o întâlnire, nu vă dau nume, când trăiesc, da. Da, că și noi păstori mai avem păcatele noastre. Și m-au chemat să predic mai multe biserici, un eveniment mare în oraș și o soră, că surorile știu tot, o să frate, să vezi păstorii ce discutau, ce costume își cumpără, ce cu tare, că din ăla... Dar eu zic, da, le poartă cu eticheta în afară sau... Că eu nu prea, eu dacă nu le am cu astea, dacă nu le port, nu scrie mare, tot acolo mi-la, da. Deja fratele se uită dacă e Armani sau ce-o fi, da. Am înțeles, da. Bun, dar câte rânduri de haine, surorilor? Cât? Nu știți numărul? Vi-l spun eu, că de asta am venit. Mântuitorul spune, cine are două, are deja una în plus, corect? Cine are două, să dea una la cel ce n-are. Da, iară vă fac o promisiune. Dacă există vreo soră aici, și pe internet dacă mă ascultă, și aveți o singură rochiță, o singură bluziță, eu vă fac cadou ce doriți voi în lumea asta. De la ce firmă vreți vă cumpăr costumașul? E ok? Care vă calificați? Fraților, să știți, nu știu dacă v-ați gândit, eu m-am gândit printre altele, că așa fac păstorii, m-am gândit la surori în pandemie. Știți că nevestele noastre, fetele noastre, ele nu se duc pe la discotecă, nu se duc la nu știu ce serate, serbări, ele dacă își cumpără o rochiță, unde o arată? La casa Domnului, nu? Păi și la noi, la români, cum ne-au lovit? Floriile ne-au prins acasă, frate. Paștele acasă, cu tare. Măi, ți-ai fi putut comanda ceva nou, că știi, că ce ți-ai nou de sărbători? O inimă nouă, ce să-mi iau nou? Nu, că trebuie, că, nu, socotești, că, cămașa asta ai avut-o anul trecut, nu-i nou. Da? Și am zis, băi, săracele surori, două luni de zile să-și dea seama că două perechi de pijamale le ajunge. Dar ați trăit și atunci?
Și dulapurile cum sunt acolo? Rugămintea mea, mai dați celalții, că oricât le-ați călcat, când tot le împingeți acolo în dulap, nu. Și dulapuri unde să mai punem, fraților? Iar stricăm casa. Deci folosim ce ne dau alții, folosim ce ne dă Dumnezeu, dar cu înțelepciune. Și uneori să folosești cu înțelepciune, știți ce ar fi? Să nu mai vrei. Să nu te mai aglomerezi cu lucruri care oricum n-ai ce face cu ele. Și în loc să fie o binecuvântare, sunt mai mult o povară. Și poate un cuvânt magic care l-a spune, când primim de la oameni sau primim de la Dumnezeu, că Dumnezeu are, există o vreme în care primim de la părinți, de la bunici, de la cine primim, da? Când primim de la alții și când primim de la Dumnezeu, dacă am putea să folosim cu multă mulțumire. Unul din păcatele care cred că îi lovește tare pe oameni și e foarte periculos, tocmai pentru că nu-l considerăm păcat, este păcatul nemulțumirii. Bine, nu cred că în zona asta sunt bărbați nemulțumiți, păstori nemulțumiți, comitet nemulțumit, dirijori nemulțumit, copii nemulțumiți, coriști nemulțumiți, da? Da, nici nu cred că voi mă credeți. Știți cum? Parcă suntem un butoi de nemulțumire. Indiferent cât am avea, tot nemulțumiți, nemulțumiți. Am eu o predică despre nemulțumirea asta și am mărturisit eu, nu vă țin în seara asta, dar un pic să vă atrag atenția cât de periculoasă e nemulțumirea. Uitându-mă eu în Scriptură, mi-am dat seama așa varianta foarte scurtă că nemulțumirea a transformat un sfânt într-un drac. Știți de unde mi-a venit ideea? A, nu, până la Iuda câte-o fost. Ați auzit de Lucifer? Știți cine a fost Lucifer? Nu știm cum să o punem în cuvinte, dar după Dumnezeu, cel mai. Și s-a născut gândul acesta a nemulțumirii. De ce să fie el sub Dumnezeu? De ce să nu fie el Dumnezeu? Și nu s-a liniștit, n-a rămas singur. A mai atras, după unii teologi, o treime din îngeri. Păi de ce să îl slujiți voi pe Dumnezeu și să fiți slujitori lui Dumnezeu, când noi putem fi altceva? Și ce a devenit Lucifer? Drac? Ei, după asta m-am corectat. Mi-am dat seama că n-am scris bine. Că în dreptul lui Lucifer, nemulțumirea n-a transformat un sfânt în drac. Și a transformat cel mai mare sfânt în cel mai mare drac. Asta ca să nu credeți cumva că noi pocăiții suntem scutiți. Și dacă intră duhul de nemulțumire, și vedeți, nemulțumirea la noi nu e atât de mult pe chestii spirituale. Vai, ce nemulțumire avem că nu suntem suficienți de pocăiți, ce nemulțumire avem că nu-L slujim pe Domnul cât trebuie, ce nemulțumire avem că nu strălucim ca niște, da, asta ne frământă pe noi. De multe ori nemulțumirea este exact în domeniul material. Și stai și te întrebi, n-am adus nimic, dar ne descurcăm. Nu vom lua nimic. Avem și tot nemulțumiți. Și de ce merge nemulțumirea? Nemulțumirea merge înspre Dumnezeu pentru că noi știm că El este sursa. Și întrebarea mea este, chiar n-a fost Dumnezeu credincios? Și nu ne-a dat El ce am avut nevoie sau mai mult decât am avut nevoie? Apropo, vis-a-vis de asta, știți, unii se întreabă, dacă noi am putea spune ca Iov, Domnul a dat, Domnul a luat. Dar foarte mulți se gândesc dacă noi am putea spune ca Iov, când ni se ia, Domnul a luat, numele Lui să fie binecuvântat. Să știți, pe mine nu asta mă frământă mult. Pe mine mă frământă prima parte, dacă aș putea spune Domnul a dat. Că știți care e convingerea mea? Dacă Domnul dă și Domnul ia, putem spune ca Iov. Eu mă tem la prima parte, că la unele n-am putea spune Domnul a dat. Știi că am făcut noi toate șmecheriile noastre, ce Domnul a dat? Am făcut noi toate șmecheriile noastre și atunci dacă nu pot spune Domnul a dat, se încurcă toată ecuația, da?
Deci între nimic și nimic, pentru că nu trăim cu nimic, să folosim cu înțelepciune ce ne dau alții. Ar putea să audă și copiii noștri, nu? Și mai ales cu un duh de mulțumire, un duh de recunoștință. Aici pot avea un test pentru surori, nu o să vă spun de ce. M-am gândit eu așa, dar n-am nemulțumire, dar dacă eu aș ști rețeta manei din pustie, eu cred că aș da lovitura, aș fi cel mai tare. Să mănânci 40 de ani aceeași mâncare, să nu te îngrași, să nu slăbești, să nu ți se umple picioarele, să nu te îmbolnăvești. Vă dați seama, să ai rețeta, de asta nu ne-a rămas, da? Ce zice surorilor, ați vrea-o? Da, da, ea înainte de a zice amin, țineți cont că 40 de ani cu aceeași mâncare și aceeași rochiță. A, nu, nu zice frate, atunci lasă, fără rețetă, rămânem noi cu dulapul nostru, da? Bun, ce facem între nimic și nimic? Folosim ce ne dau alții cu mulțumire, cu înțelepciune, cu recunoștință și ne ferim de lăcomie. Imediat când spune apostolul, pleacă de la ideea aceasta, n-am adus nimic în lume, nici nu putem lua cu noi nimic din ea, dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi suficient. Deci asta ar trebui să spunem minții noastre mereu, ai suficient, mai îmi trebuie, nu, ai suficient, da? Să ne ferim de bogăție, de ce? Cei ce vor să se îmbogățească, nu, să fiți foarte atenți, nu cei ce se îmbogățesc, și o să vă spun de ce spun asta, cei ce vor să se îmbogățească dimpotrivă, cad, nu ar putea, cad în ispită, în lanț, și în multe pofte nesăbuite și bătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea, asta au căutat, asta și-au propus, au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Spuneți-mi, ăștia care au rătăcit de la credință, erau credincioși? Păi altfel cum se rătăcește la credință? Vedeți că mesajul acesta nu este pentru lumea din afară. Mesajul acesta este pentru cei din biserică. Și scrie unui coleg de-a lui care era păstor în biserică și trebuia să-i învețe pe alții. Între nimic și nimic ferește-te de lăcomie. De ce să mă feresc de lăcomie? Pentru că lăcomia, dragii mei, a fost o ispită de când a lăsat Dumnezeu lumea. Am o întrebare pentru surori, că nu vreau să-i întreb pe frați. Surorilor, așa deschiți, că e o seară de suflet, am înțeles. Ce i-a lipsit lui mama Eva în grădină? Ce i-a lipsit? Parfum a avut-o? Pe cum miroseau florile alea? Aer condiționat a avut? Da. Muzică a avut, cântau albinele și gâzele pe acolo? Bărbat bun a avut? A avut-o de mâncare? Da. Ce i-a lipsit acolo? Ei bine, sora zice că nimic. Că eu într-o zi mai era, zice, bă, mintea i-a lipsit. Mă iertați surorilor. Măi, să ai atâtea, să-ți dea atâtea bunul Dumnezeu. Da, bunul Dumnezeu, tot pentru binele nostru, nu știu asta dacă tineri ar putea să scrie, Dumnezeu când pune garduri, le pune pentru binele nostru. Dumnezeu are și garduri. Dar de câte ori îngrădește Dumnezeu ceva, nu este pentru binele lui, ci pentru binele meu. De ce pune gard vis-a-vis de pomul acela? Vedeți, pomul acela era un reminder. Adică de câte ori mă uitam la pomul acela, spuneam așa, tot ceea ce sunt și tot ceea ce am, și însemna enorm de mult, am datorită faptului că există un Dumnezeu, un Dumnezeu bun care a creat, care m-a creat, care mi-a dăruit și câtă vreme eu ascult de Dumnezeu, mă pot bucura de tot ce mi-a dat Dumnezeu. Dar pomul acela este să-mi aduc aminte ce ești și ce ai, e datorită bunătății lui Dumnezeu și dacă vrei să ai în continuare, asculți de Dumnezeu și respecti. Nu știu, câți pomi au fi fost în grădina aia? Hai, ziceți-mi, fetelor, câți pomi, așa? Ziceți și voi o cifră acolo, că oricum nu vă contrazice nimeni. Câți să fi fost? Cât?
100, să fi fost 100 acolo, cu caiș, cu portocali, cu mango, cu tot ce bun. Deci ai 100 de pomi, din 100, ai 99 din care poți să mănânci când vrei, cât vrei, totul e bio, totul e gratis, așa. Și ai unul de care n-ai voie să te atingi. Deci 1%, da? Care e problema lui mama Eva? Ajutată de Michiduță. Păi de ce să te bucuri tu de 99%, de ce să nu ai tu 100%? De ce să depinzi tu de Dumnezeu când poți fi tu Dumnezeu? Ideea aceasta de independență nu e chiar nouă. Și ce-o câștigat surorilor? În loc să se bucure de 99%, ce-o câștigat? O pierdut? Tot. Că ea n-a înțeles că atâta cât îți dă Dumnezeu e destul. Încă până peste cap nu-i trebuia. Acum, dacă aș fi doar la o întâlnire cu bărbații și aș vrea să vă câștig un pic inima sau să vă dau un pic de încredere, aș spune, voi fraților, dacă Eva nici cu ce i-a dat Dumnezeu nu a fost mulțumită. Mă înțelegeți, nu? Să le înțelegem, da? Deci, nu contează cât de mare a fost grădina, cât de mulți au fost pomii, cât de tot. Mai trebuie o leacă. Păi, dar nu știu dacă nu a fost româncă sau ceva. Dar nu e vorba de... Vedeți de acolo, feriți-vă de lăcomie, pentru că spune Biblia, lăcomia aduce pieirea. Acum, noi să știți că ne găsim logică, ne găsim versete din Scriptură. De ce vreau să spun? Că e periculoasă și pentru mine, și pentru voi, și trebuie să ne rugăm, și chiar trebuie să ne ferim de asta, ne ferim de tot ce se pare rău. Pe de o parte spune, Doamne, lăcomia e închinare la idoli. Noi spunem, frate, noi nu ne închinăm la animale, nu ne închinăm la soare, nu, noi suntem lacom, tot acolo suntem. Vă aduceți aminte de un om al lui Dumnezeu foarte fain, Gehazi, vă aduceți aminte? Da, într-o zi, ce-o zis el? Bă, moșul ăsta, omul Domnului, e fain, ăsta are călăuzire de fiecare dată, dar azi e cam... Adică, e chiar logică. Băi, frate, el a venit cu toate matahalele alea de cămile, cu totul, a adus aur, toate, și cum îl apucă pe omul Domnului, spune, te duce înapoi cu ele, nu-mi trebuie nimic. Dar la seminarul teologic era sărăcie, frate, n-aveau ce mânca. Și Gehazi ce-o zis? Bă, fii atent, dar mă lasă, bă, chestia asta. Uite, mă duc eu, rezolv cu el. După asta dau la toți seminariștii noștri o mâncare, grătare acolo și spun, bă, slăvit să fie Domnul, dar totuși să mulțumiți Domnului că am fost eu pe fază, că moșul... Dacă le învârț un pic acum, na, ca să îți iasă acolo. Și ce-o câștigat? O primi mai mult decât s-o gândit. Am putea vorbi despre Iuda, care e prins și el de... Și să știți, eu pe Iuda nu-l văd un nemernic din ăsta. Adică eu nu cred că Domnul a ales un drac ca ucenic. Și nici nu cred că a încredințat caseria unui drac. Eu cred că a ales un om care îl iubea pe Dumnezeu, iubea împărăția. Ce îmi spune asta mie? Că trebuie să veghezi tot timpul ceea ce îmi spunea Mântuitorul. Faptul că am fost un an bine, că am fost doi ani bine, nu înseamnă că voi fi tot timpul bine. Și dacă unii credeți că vis-a-vis de lăcomie sunteți imuni, ascultați-mă, nimeni nu e imun. O să vă spun un lucru. Săracii de ce își doresc mai mult? Că sunt săraci, așa-i? Și bogații? Că sunt bogați, că nici nu le ajunge, știi? Cel ce are 2 lei vrea 4 lei și cel ce are 20 de milioane vrea 40 de milioane. Iar asta să vă iasă din cap, că frate, o să facem, mai ales tinerii care vă căsătoriți. Dacă vă dau un sfat, nu cumva să porniți pe ideea asta, frate, iugă, ce ne căsătorim, acum primii 5 ani, tragem să ne luăm apartament, să ne luăm, să ne facem și apoi ce ne liniștim, lucrăm pentru Dumnezeu. Ascultați-mă, primul lucru, s-ar putea să trageți 5 ani și să fiți cu nimic. Asta e o parte, da? S-ar putea să trageți 5 ani și o să vă iasă. De vă spun un lucru. În măsura în care îți crește contul, îți cresc și ideile.
Voi n-aveți din ăștia, dar noi avem. Care au plecat numai să schimbe geamurile la casă. Acum 25 de ani. Pentru 3 luni că trebuie să schimbe geamurile. Ăla să schimbe mașina că bate toba de eșapament. Ăla nu știu ce. Nici acum nu a terminat. Că au schimbat geamurile, după asta au schimbat pereții, după asta au schimbat casa, după asta mai schimb și nevasta și toate. În fine, schimb și credința. Pentru că pe măsură ce îți vin bani, îți vin și idei. Când ai 2 lei, v-am spus, ai idei de 4 lei. Dacă n-ai 40 de milioane, ai idei de vreo 80. Bă, frate, dacă așa avea. Că deja intri într-o altă lume. Și apostolul spune, oameni buni, am adus nimic și trăim. Dumnezeu ne-a purtat de grijă, slăvit să fie numele Lui. Vom pleca cu nimic. Ideea este... Nu pune accentul cel mai mare pe lumea materială. Bun, dar ce să facem? Gândește-te la altceva. Haideți să... Că ideea este aici să nu-ți faci un obiectiv din lumea materială, din a te îmbogăți. Haideți să vă spun niște întrebări la care vreau să fiți foarte atenți. Poți fi bolnav și să fii vindecat fără să ceri. Așa, dacă vă gândiți la viața Domnului Iisus Hristos, vă aduceți aminte de oameni care niciodată n-au cerut să fie vindecați și Domnul i-a vindecat. Uitați-vă la văduva Gârbova, da? Se duce Domnul, o vede, o vindecă. Nu scrie niciunde că o cerut ea să fie... A? Îl vede pe ăla cu mâna uscată. Ăla cu mâna uscată era tot în biserică. Cred că la colectă îi se paraliza mâna. Nu știu, da? Știi că sunt unii care tot îți spun, dar când vine colecta sau ceva, el îi paraliza, frate, nu poate mișca nimic. Da? Și pe ea Domnul Iisus îi poate vindeca, slăvit să fie Domn. Da? Deci sunt vindecări pe care Dumnezeu le face, nu că merităm, nu că cere, e harul lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Da? Spuneți-mi, că tot am vorbit, poți ajunge în Eden fără să-ți dorești? Haideți să vă întreb, Edenul a fost ideea lui Dumnezeu sau ideea omului? Nu s-a dus Adam să spună, Doamne, ce ne-ar place în ea o grădină și să-mi pui acolo. Ideea lui Eva nu a fost că Eva nu exista, a fost ideea lui Dumnezeu. Dacă eu vreau, îți fac grădina, îți dau grădină, dacă trebuie, o măresc, care-i problema, da? Poți ajunge împărat fără să-ți dorești. Tu când la fluier ciobănaș și Domnul spune, David, ajunge la coada oilor, eu te vreau în fruntea poporului. Poți ajunge profet fără să dorești. Păi știți că era profet care asta, dar eu n-am vrut. Adică am fost bine acolo, am fost cu meseria mea, cu slujba mea, tu m-ai pus și uite ce e acum. Ajungi ucenic, nu-ți dorești. Voi credeți că Petru toată ziua s-a rogat în adolescență și în tinerețe, Iisuse, când o să fie, atâta vreau să fiu ucenicul tău. Nu, Pavel s-a rugat să fie omul lui Dumnezeu? Nu, Pavel avea alte planuri. Și atunci eu vă întreb dacă... În atâtea domenii poți ajunge și fără, dacă vrea Dumnezeu. Că poți ajunge lângă faraon fără să treacă vreodată prin cap. Iosif, credeți că asta și-a dorit el să fie lângă faraon? El săracul, ce s-a gândit? Vai, dacă crezi că eu aici și-mi dă tata 15 oi în loc de 10, cred că ce fericit, știi că noi avem visele noastre, va, dacă am avea noi... Ce-o fi zis Daniel? Dacă scap cu viața, s-o gândit el. Când Dumnezeu vrea, Dumnezeu te poate duce unde n-ai visat niciodată. Amin? Amin. Și acum, dacă în toate domeniile Dumnezeu poate face, eu pot să vă pun o întrebare. Dacă Dumnezeu te vrea bogat, poți să fii bogat? Nu ați prea fost convinși toți. Știți care e convingerea mea? Că Dumnezeu... Dacă Dumnezeu ne-ar vrea milionari în euro, mâine dimineață toți am fi milionari în euro. Voi credeți asta? Înseamnă că nu-L cunoașteți pe Dumnezeu, cred. Dacă El vrea. Că El poate. A făcut Dumnezeu să rodească țarna de 100 de ori. Dar ce credeți? Că ăla s-a rugat să rodească? Nu a avut nicio treabă. Nu a ofentat fiscul, nu nimic. Dumnezeu a vrut să-L binecuvinteze. Și ideea aceasta, mereu și la Iov și la altul, inclusiv dracu știe asta. Păcat că unii creștini nu cred nici măcar ce crede dracu. Că unii creștini zice, frate, eu am, că muncesc, nu că mi-a dat Dumnezeu, eu am. Dar satana și ce spune? Ai, pe mine nu mă fentez. Nu l-ai binecuvântat? Tu, ia închide-ți mâna. El spune, nu, eu știu că tu îi dai. Și dacă tu vrei să-ți deschizi mâna, tu saturi pe toți. Amin? Amin. Și atunci întrebarea mea, de ce să facem noi un obiectiv major din lucrurile materiale? Pentru că oameni buni,
Dacă Dumnezeu vrea să ni le dea, Dumnezeu ni le da, slăvit să fie El. Hai să vă mai spun ceva. Dar și când Dumnezeu vrea să ni le ia? Este o expresie tare faină în cartea profetului unde spune: munciți mult și adunați puțin, vă îmbrăcați, vă e tot frig, beți, vă e tot sete, puținul care totuși l-ați agonisit, l-ați adus acasă, l-ați pus într-o pungă spartă și apoi Domnul are expresie care zice că eu l-am suflat. Deci Domnul poate și aduna, Domnul poate și sufla. Și dacă am venit cu nimic și plecăm cu nimic, între cele două ce facem? Folosim ce ne dă Dumnezeu cu înțelepciune, cu mulțumire și ne ferim de lăcomie. Am putea să ne învățăm asta copiii? Copiii noștri trăiesc într-o lume atât de mult axată pe materialism. Și asta vor auzi de la toți. Ai bani, ai cutare, ai nu știu. Asta vor auzi la școală, asta vor auzi la grădiniță, asta vor auzi de la colegi. Ce le spunem noi? Că e important să ai sau să fii. Dacă vreți să vă dau un sfat, așa ca un bătrân, dacă vreți copiii voștri să aibă, ajutați-i să devină copiii celui mai bogat. A Domnului, așa e. Dacă tot vreți, puneți în mâna celui mai bogat, ajutați-i să intre în familia celui mai tare, care nu intră în criză. Noi am crescut sărași, dar după ce mi-a venit mintea la cap, am zis, bă, tata și mama au făcut cel mai deștept lucru din lumea asta. M-a ajutat să am o relație cu cel care are tot, poate tot, și niciodată nu-i în criză. Așa, apropo, dacă mai vreți să împrumutați pe cineva, încercați să-L împrumutați mai mult pe Dumnezeu. Că dacă le dați la alții, când o să cereți înapoi, o să zică că n-au de unde. Dumnezeu niciodată nu intră în criză să nu vă dea înapoi. Dacă l-ați împrumutat, aveți de unde cere înapoi, da? Folosim cu mulțumire, cu înțelepciune, ne ferim de lăcomie și îi fericim și pe alții. Nu trăim doar pentru noi, da? Aici spune, iubirea de bani, tu, om al lui Dumnezeu, noi suntem sau nu suntem al lui Dumnezeu? Amen. Te uiți la ce se întâmplă în lume, dar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și ce să fac? Păi caută neprihănirea, caută evlavia, caută credința, caută dragostea, caută răbdarea, blândețea, luptă-te, lupta cea bună a credinței, de ce? Pentru că toate astea mă ajută să iau cu mine dincolo. Material nu pot lua nimic. Dar ce fac pentru Dumnezeu și pentru împărăția Lui, totul iau dincolo. Spune ferice de morții care mor în Domnul. De ce? Nu că au luat cu ei hectarele și fabricile. Faptele lor îi... faptele lor urmează. Și ați văzut când se deschid cărțile în acolo, Apocalipsa, se deschide cartea vieții care decide unde ne petrecem veșnicia și apoi se deschid celelalte cărți în care sunt scrise faptele noastre care decid cât de mare este răsplata noastră sau cât de mare este pedeapsa în iad. Că și răsplata este diferită în cer și pedeapsa în iad este diferită. Uitați-vă la cei care sunt binecuvântați, da? Că după ce îi spune, te îndemn înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor, înaintea lui Hristos, care a făcut acea frumoasă mărturisire, să păzești porunca. Vedeți, spune, păi dacă am venit cu nimic și plec fără nimic, ce fac? Stau și nu fac nimic? Nu, Timotei! Nu investești în primul rând în lumea materială, ci investești în lumea spirituală. În lucrurile care îl onorează pe Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu. Căutați mai întâi și de celelalte poartă Domnul grijă, da? Și după ce spune asta, ajunge la versetul 17, spune: îndeamnă pe bogații viacului acestuia, a generației noastre. Ăștia erau bogații din biserică sau din afara bisericii? Păi am lămurit-o mai demult că vorbește despre biserică. Uite că Dumnezeu pe unii binecuvintează și din punct de vedere material, că așa vrea. Dar ce să îndemn pe bogați? Să nu se îngânfe, nu cumva să le treacă prin cap că dacă eu am mai mult, sunt mai grozav, că sunt cineva, că sunt mai bun decât al. Nu, e harul lui Dumnezeu, e bunătatea. Să nu se îngânfe,
Să nu-și pună speranța, nădejdea în niște bogății care cum sunt? Nestatornice. Păi în cine să-și pună încrederea bogații? În Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug, nu din sărăcie, ca să ne bucurăm de ele. Dacă ți le dă Dumnezeu, îți dă și putere să te bucuri de ele. Dacă nu, pentru unii îți păvar, da? Și mai îndeamnă-i ceva. Îndeamnă-i să facă bine. Să fie bogați în fapte bune. Să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, aoleo, câte trebuie să facă astea. Pe cu ce scop? Ca să-și strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie, ca să apuce adevărata viață. Ia uite că bogații ăștia pot strânge dincolo. Și numai ei, și noi. Deci în lumea aici, de aici, între nimic și nimic, nu mă focalizez în primul rând pe lumea aceasta, ci ce-mi dă Dumnezeu în lumea aceasta, încerc să folosesc pentru lumea viitoare. Aici am eu un caz, sunt mai multe cazuri, am un caz de un om foarte fain. Na, noi ne-am obișnuit să spunem că e tânăr, tânărul bogat. Tânărul bogat, din punctul meu de vedere, are atâtea lucruri bune că pe toți ne-ar face de rușine. Vă aduceți aminte când Domnul spune asta, 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 din lege și foarte grele. Știți ce spune tânărul bogat? Toate acestea le-am păzit cum? Cu strictețe, cu sfințenie din tinerețea mea. Pe bun, eu aș vrea să văd unul din biserică, crescut în biserică, care când îl citesc pe alea, să spună, frate, iuga eu de toate. Nu cred că am avea curajul niciunul. El le spune și nu minte, Domnul nu. Și Domnul spune, tu vrei să fii legat de împărăție, da? Uite, dacă chiar vrei chestia asta, îți spune, îți mai lipsește un singur lucru. Vinde tot ce ai și rămâi sărac. Vinzi tot ce ai, dai la săraci și ce ai făcut în momentul ăla? Ți-ai transformat totul, că tu ești legat de cer. Ți le muți toate în cer. Bun, dar până mă duc în cer, ce fac? Vii după mine, ți-ai crucea, vii după mine. Domnul poartă de grijă ucenicilor lui. Sigur că da. Adică mănânci ce mănânc eu, te îmbraci cu ce îți dau eu, ești ucenicul meu, ai dincolo tot ce trebuie în lumea aia și atunci, dacă vrei să fii desăvârșit. Ei, vedeți, asta este testul. Când el spunea, Doamne, pe mine mă interesează viața veșnică, ce să fac cu tare, și când Domnul spune, dacă te interesează viața veșnică, hai să ne legăm de veșnicie, el spune, nu pot chiar acum, a plecat întristat, adică e prea de tot, da? Poate că ar trebui să ne întrebăm și noi la modul serios, oare chiar suntem legați de cer? Chiar ne interesează să avem acolo ce trebuie? Pentru că material nu putem lua nimic cu noi. Eu vă întreb, chiar nu putem lua nimic din lumea asta? Haideți să vă întreb un lucru. Iisus Hristos din lumea aceasta a luat ceva material? Dar credeți că s-a dus cu mâinile goale în cer? Material n-a luat nimic. Ce ziceți despre rănile lui? Rănile le-a luat sau nu le-a luat? V-am spus despre trupul cel nou. Că Iisus Hristos când a înviat a primit un trup nou. Și foarte interesant se spune acolo la Emaus că l-au cunoscut la... Cum avea Domnul Iisus un fel de a frânge pâinea sau cum l-au cunoscut? Probabil când a frânt pâinea, ce că vor vedea pe cei ce adu, pune mâna în coasă, deci rănile au rămas. Știți că rănile care le avem pentru Hristos și pentru împărăție rămân. Dar bine, din astea nu ne dorim. Noi ne dorim altceva. La un moment dat spune apostolul că am fost tămăduiți prin rănile lui.
Ce înțeleg eu de acolo? Că dacă Iisus Hristos nu accepta rănile, niciodată nu eram vindecați. Și acum vă întreb un lucru. Ne place să fim răniți. Dar rănile care ni le fac frații, oare le vom lua cu noi dincolo? Vor conta? Știți că spune acolo surorilor, pare neplăcut, după ce spune, prin rănile lui am fost tămăduiți, tot astfel nevestelor. Mă gândesc, oare o nevastă, prin rănile care îi le face soțul, ea ar putea să nu se lase rănită, dar de dragul lui Hristos se lasă rănită, rabdă, speră cu tare. Oare astea vor fi luate în cer? Nu putem să luăm cu noi farfurii, castroane și altă, dar poate putem să luăm altceva. Știți că Domnul Iisus Hristos a venit și și-a propus să ducă mulți fii unde? În slavă. A plecat de pe pământ fără nimic? Și ce-i spune Tatălui despre ucenicii lui? Tată, vreau ca acolo unde voi fi eu să fie? Înseamnă că poți lua ceva de pe pământ. Poți lua suferința care ai purtat-o de dragul lui Hristos ca să fie dincolo la răsplătire. Îți poți lua copiii cu tine în slavă. Și ce mi se pare interesant? Și nu vă spun, nici nu fac dirigenție, nici n-am venit să vă judec, dar am senzația că facem greșeala lui Solomon. Dar nu la nivelul lui Solomon. Citiți, vă rog, cartea Eclesiastul și să vedeți în capitolul 2 că Solomon spune, oameni buni, eu am trăit ce nu veți trăi voi niciodată. Solomon spune, tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat. Eu nu știu dacă mai există cineva care să poată spune ca Solomon. El spune acolo, Doamne, mi-am vrut grădini, am luat grădini, mi-au trebuit case, mi-am făcut palate, mi-au trebuit pom, mi-am plantat pom, mi-au trebuit aia. Și ca să fie pachetul întreg, mi-au trebuit femei, mi-a luat femei, mi-au trebuit muzică, mulțime. Ce trupe cântau la Solomon, vă dați seama acolo. Creștine, bineînțeles, da. Și după ce le are pe toate astea, ai aștepta să zic că, frate, când le-am avut pe toate astea, am fost cel mai fericit om de pe fața pământului. Știți care e mărturia lui? O să Viorele, am intrat într-o depresie. Eu eram să mă duc cu pluta. Păi de ce? Păi ce am stat într-o zi și m-am gândit? Păi eu plec. Dar nu pot lua nimic cu mine. Ce se întâmplă cu ele? Păi rămân pe mâna cuiva. Și el o înțelege. Și da, dacă ăla care vine după mine nu-i înțelept, ci-i nebun. Și el își bate joc de toată munca mea, de toată truda mea, de cutare, de cutare. Și intră în starea asta de nenorocire. Păi, dacă vine un nebun după mine și distruge tot ce am făcut eu. Stau și mă gândesc, băi, Solomon, ai fost o deștept, dar ai cam sfeclit-o. Haideți să vă întreb un lucru. Îți dă Dumnezeu un copil, da? Și îți dă Dumnezeu și binecuvântări materiale. Dacă ai un copil credincios, cu teamă de Dumnezeu, care îl iubește pe Dumnezeu, care pune pe primul loc împărăția. Și Dumnezeu spune, Vasilică, vezi că în 2 săptămâni pleci. Ai o problemă? Cui rămân lucrurile? Te îngrijorează? Ce o să facă copilul cu ele? Dacă a zice, bă, ai muncit o viață întreagă, ce să alege de ele? Tu spui, băi, Verele, stai un pic. Eu știu pe cine am crescut. Copilul meu este iubitor de Dumnezeu. El se bucură de bălăriile astea. Dar nu sunt cele mai importante pentru el. Credința este importantă, slujirea lui Dumnezeu. Eu mă duc liniștit pentru că știu, tot ce am agonisit eu, rămâne pe mâna unui om care va lucra cu înțelepciune de sus. Păi Solomon spune, băi, Verul, eu n-am avut timp să mă ocup de asta. Eu nu m-am putut ocupa de copii, că m-am ocupat de izvoare, de iazuri. Știți ce sfat v-aș da eu părinților, bunicilor? Investiți mai mult în copii decât pentru copii. Tragedia care poate fi este atât de mult să facem pentru copii, din punct de vedere material, și să n-avem timp pentru sufletul lor,
pentru credința lor, pentru relația lor cu Dumnezeu. Și atunci intri în criză. Aoleu, și din nefericire am văzut și eu, ați văzut și voi, oameni care și-au sacrificat viața și copiii au făcut praf. În cel mai scurt timp tot ce au adunat părinții și-au făcut praf și sufletul. Unii au făcut praf și pe părinți. Și atunci încep să cânti cu pumnii goi, tu pleci din lume. Păi pleci cu pumnii goi dacă n-ai adunat ce trebuie. De ce credeți că Domnul Iisus Hristos a investit atât de mult în oameni? Iisus a fost foarte aglomerat, dar nu cu lucruri. Iisus a fost aglomerat cu oamenii, pentru că a știut că oamenii poate duce dincolo. Apostolul Pavel a fost foarte aglomerat, foarte, știți cu ce? Cu oameni. El le vestea Evanghelia. Avea bucuria aceasta când le spune corintenilor care se dădeau ei mari, că știi, parcă cu cât ești mai spiritual, cu atât ești mai figură, știi? Domnul să ne ierte, a spus, frate, hai să lămurim un lucru. Voi vă puteți lăuda cu mulți învățători, dar un lucru nu-l poate schimba nimeni niciodată. Eu v-am născut în Hristos. Și când mergeți în cer și când e vorba cine-i părintele vostru spiritual, ce o să scrie acolo? Pavel. Pavel spune, de eu nu mă duc cu mâna goală în cer. Ce, iei cort cu tine? Nu, mă zic că și fără cort. Am trăit și aici fără cort, e ok? Și ce-i cu tine? O, zic, frații mei, colegii mei, toți pe care i-am ajutat. Ăștia o să fie dincolo. S-au dus înainte, s-au vin după mine. Încă suntem oarecum la începutul anului. Putem să ne facem planuri ca oamenii, ca oamenii din lume, dar n-ar trebui să fim ca ei. Și anul ăsta iar să fie așa o goană nebună, iar să mai adunăm, să mai facem, să mai clădim, să mai dărâmăm, să mai schimbăm. Ascultă, nu sunt împotriva lor. Și o să vă spun un lucru, știți că David la un moment dat spune, păi ceva nu-i bine. Eu locuiesc într-un palat și chivotul lui Dumnezeu într-un cort. Dar David nu vine să spună, Viorele, palatul meu e problema, îi dau foc la palat, pun o bombă și am rezolvat problema. El spune, nu, las palatul, e acolo, îl folosesc cum e. Acum îmi schimb prioritățile. Acum fac pentru Dumnezeu. Nu știu, câți dintre voi vă considerați bătrâni? De la 45 de ani în sus, puteți ridica mâna, liniștit. Nu mă face să vă dau și explicații, că nu să trăiți voi cât cetatea de vei, da? 45, dacă ai trăit dublu, ar fi 90. Cam multișor, da? Știți ce am apreciat la David? Eu îl și critic pentru greșelile lui. Știți ce am apreciat la David? Când el vrea să-i facă, că am zis, templul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, nu faci. Mulțumesc pentru intenție, nu faci. David, în loc să zică, nu, am mărit să fie Domnul, în sfârșit și-o dat seama că eu prea mult am trudit, am purtat războaiele Domnului, acum mă hodinez, când iau nevasta, mă duc în Hawaii, de acolo plecăm cu tare, zice, deci eu nu pot să fac, da. Dar cine o să facă? Copilul tău. Oh, super, zice. Am hotărât cum îmi petrec bătrânețea. Îmi petrec bătrânețea creind cele mai bune condiții ca feciorul meu să poată împlini planul lui Dumnezeu. Amin? No, știți ce facem noi moșnege de multe ori? Tânăretul ăsta, sfârșitul lumii, tra-la-la, nimic n-o fi, să duce biserica pe râpă, primul lucru. Vă rog, opriți-vă. Să vă spun de ce. Tânăretul ăsta, a cui e? Înainte de a fi a Domnului. Cine i-a făcut? Noi. Înseamnă că se amână pe noi. Ce ne văităm? Mai bine să ne dăm cu capul de pereți. A doilea lucru, cine i-a crescut? Noi. Păi dacă i-am făcut noi și i-am crescut noi și spraște, hai să nu ne legăm de ei, să ne dăm palme unii la alții, să spunem, băi, asta am reușit o viață întreagă, să scoatem nimic din ei. Dar nu e chiar așa. Ar trebui ultimii ani din viață, știți ce să facem? Ca biserica să aibă viitor, da? Și să spunem, Doamne, ce putem face noi, ca tinerii noștri, să fie pocăiți, să fie sfinți, să-L iubească pe Domnul. Iar dacă unii ar trebui să ne pocăim și spui, băi, lasă că am alergat eu atât după gunoaie, uite acum ai apartament, ai casă, ai mașină, nu mai umbla după prostiile astea acum să-ți faci tu pentru următoarele 70 de alații.
Măcar ia ce-ți dau eu și folosește-le și slujește-L mai mult pe Dumnezeu. Binecuvintează-L pe Dumnezeu, bucură-te de ele. Că eu am alergat, am făcut o greșeală, nu știu dacă mai pot schimba, măcar nu repeta tu greșeala mea. Foarte interesant, da? Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, ca să strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie ca să apuce viața veșnică. Timotei, păzește ce ți s-a încredințat, ferește de flecăriile lumești, toate astea. Ei, nu știu dacă m-am făcut clar, că atât am repetat, că eu am reținut. Am venit în lume având nimic. Nu știu dacă astăzi, mâine, poi mâine, peste 10 ani, vom pleca din lume și material va fi nimic. Asta înseamnă că trebuie să mergem dincolo cu nimic? Nu, pentru că dincolo este o lume spirituală. Accentul major ar trebui să fie pe lucrurile duhovnicești. Nu semănat în fire, ci semănat în Duhul. Nu semănat în ce se termină în putrezire. Nu asta să fie cea mai importantă latura vieții noastre. Încă o dată vă spun ce spunea Mântuitorul. Haideți să punem ca prioritate împărăția. Și celelalte vin. Știți ce a constatat unul? Că prea iubiților lui, Dumnezeu le dă pâinea, nu în somn. Ca în somn. Că dacă lucrezi cu pace, cu liniște, cu toate cealaltă, uitați-vă în rugăciunea Tatăl nostru. Câte din cereri au de-a face cu aspectul material? Câte? Una singură. Dă-ne pâine. Încolo e vorba de altceva. De gloria lui Dumnezeu, de sfințirea Lui, de împărăția Lui, de biruință în luptele cu duhurile necurate și de glorificarea celui care merită, singurului care merită. Haideți să învățăm pe copii care sunt adevăratele valori și ce să urmărească în lumea aceasta. Și da, voi vom învăța și să muncească înțelept, cinstit, cu cumpătare, îi vom învăța și să economisească și să dăruiască. Nu știu, ceva fete care vor să se mărite, sunt pe aici, pe la balcon, pe la... Ridicați mâna, că se filmează și poate vă văd băieții pe undeva și... Și bă, asta vrea să se mărite? Frate Iuga, nu-mi poți face rost de cântarea care au cântat-o sora. Cum să nu? Pe el interesează sora, nu cântarea, dar trebuie să fie șmecher și spiritual. Da? Fiți ce aș vrea să vă întreb fetelor? Ce vă interesează? Motociclete? Cai putere? Că dacă... S-ar putea să găsiți și cu avioane. Numai cei ce au avioane, au și avioane, să știți. Dar orice v-ar da, rămâne aici. Dacă ați găsit un băiat care știe să trăiască în lumea de acum, nu pentru nimicuri, ci pentru adevăratele valori. Să te ajute pe tine să cunoști adevăratele valori. Apoi când veți avea copii, să vă creșteți copiii împreună așa cum vrea Dumnezeu. Da, fetele nu se uită după... Ele numai după ăștia pocăiți se uită. Îi întreb pe băieți, unii sunt chiar sinceri. Știți că se vorbește despre diamante, nu știu ce, în Biblie. Și i-am întrebat așa pe unii, am zis, băi, dacă ai avea acum un geamantan de diamante și o fată bună, ce ai alege? Ha, fiți sinceri, ce ați alege? Nu, știi ce i-a învățat lumea de acum? Că ia-tu, bă, valiza cu diamante, că dacă ai diamantele, vin și... Mai râd eu ca să nu plâng. Voi sunteți prea tineri, dar unii s-ar putea, după cum ați cântat cântarea aia, s-ar putea să le mai știți. Am și eu, că bătrânii își amintesc amintiri din copilărie, aproape la fiecare nuntă în zona în care am crescut, erau mai puține, trebuia să înscrie unul cu poezie la nuntă, știi? Și apoi se înscria, toți știam, în această zi, o Doamne, te rugăm, arată-ți mila și cant un tablou, ne arată pe Rebeca și Dalila.
Da, de atunci atât ne gândeam, Mireasa, Rebecca sau Dalila, când e de... Și o strofă la care frații aprobeau foarte mult era așa, ai să vezi, iubite, frate, câtă apă bea Camila, cât muncești tu zi și noapte, tot împrăște Dalila, frate, nu mă dă eu din cap, cu referire la Dalila, da? Deci, băieților, ce vreau să vă spun este că există fată aia din Proverbe care aduce diamante. Și există care, câte diamante ai avea tu, în timp record, intră în cartea recordurilor, distruge tot, normal te distruge și pe tine, și dacă umblă după diamante, cum zice chinezul, ghetuat. Când s-au terminat diamantele tale sau găsește pe unul cu un geamantan de diamante mai mari, și-o lăsat cu tăte și s-o dus după geamantan. Bine, eu dacă eram în locul vostru, întrebam, frate Iuga, nu se poate și geamantanul și fata? De ce? Dacă fata e bună și geamantanul e ei, dar nu o să dăm noi cu piciorul în harul lui Dumnezeu, nu? Dar dacă trebuie să aleg între și între, atunci cine găsește o... Știți că ăsta care a încercat cu 1000, o scăd din 1000, n-am găsit niciuna. Și a ajuns el săracul la concluzia că o nevastă bună e un dar de la Domnul. Da? Cam târziu a ajuns la concluzia asta. Mai bine era înțelept. Așa că și când vă gândiți la căsătorie, nu vă gândiți în primul rând la lumea materială. Gândiți-vă la ce este important. Chiar m-am gândit la nuntă, dar în asta nu intru, știi? Doamne, ce show-uri facem și noi, câte cheltuieli, știi, pentru o nuntă, pentru... la pocăiți mă refer, nu? Dar nu credeți că cineva își programează nunta pentru predicator sau pentru aia? În funcție de restaurant, de trupa care vine, treaba au ei cu lucrurile spirituale, știi? Și apoi ajung la concluzia că se termină repede, că viața este altceva și într-o zi că plecăm cu pumnii goi și cu sufletul gol. Este un semnal de avertizare a lui Dumnezeu pentru mine și pentru voi la început de an. Pe de o parte, în seara aceasta aș vrea să avem un motiv de mulțumire că deși n-am adus nimic în lume, am rămas în viață. Și n-am rămas cu mâinile goale. Avem mai mult decât ne trebuie, slăvit să fie Domnul. Ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a purtat de grijă, s-a ținut de cuvânt, binecuvântat să fie El. În același timp, ar trebui să ne rugăm să nu fim legați de ele ca cei din lume. Să nu le căutăm ca cei din lume. Ni le dă Dumnezeu, le primim, slăvit să fie Domnul. Dar când le primim, cum le folosim? Le folosim cu înțelepciune, pentru lucrare, pentru împărăție, pentru binecuvântarea altora, pentru că tot ce folosim în modul înțelept nu rămâne aici. Tot ce folosim pentru Dumnezeu se duce dincolo, dar în altă valută care ne așteaptă acolo. O să vă propun seara asta, dar nu știu dacă o să mă ascultați, poate că o să mă ascultați unii, o să vă propun să facem două rugăciuni. Prima rugăciune să fie o rugăciune individuală, o rugăciune personală. Când stai și te gândești la câte binecuvântări ți-a dat Domnul în viață. Și mulțumești pentru El. Poate chiar ne pocăim că nu totdeauna am fost plin de recunoștință și poate că am dat voie nemulțumire în loc să ne fie inima plină de mulțumire și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și apoi roagă-te să te ferească Dumnezeu de lăcomie, să ai putere să te ferești, să... Știi să-ți aranjezi lucrurile în viață frumos, că nu știm când plecăm și să nu plecăm cu mâinile goale. Chiar n-ar avea niciun rost. Ne-a dat Dumnezeu atâtea și să plecăm fără nimic. Să plecăm cu ce are valoare în ochii lui Dumnezeu. Să ne rugăm ca părinți, ca bunici, ce învățăm pe alții, ca slujitori, ce învățăm pe alții. Ca oameni în vârstă ne rugăm, Doamne, nu știu cât o să mă mai lași. Fă ca în anii care vin sau în lunile care vin. Să fac ceva important pentru lucrarea ta, ca să le fie mai ușor celor ce vor fi după mine, să te caute pe tine, să se închine. Poate vreo 2 minute, 2-3 minute să ne rugăm pentru noi. Mulțumire, pocăință, cerere. Și apoi vreau să vă... Aici o să fie partea mai grea.
Ați fost vreodată în viață la binecuvântare de copii? Da? Ai fost vreodată la binecuvântare de adulți? De oameni mari? Ai fost vreodată la binecuvântare de oameni mari? Uite, seara asta e ocazia prima dată. Deci în seara asta, spuneți-mi, Dumnezeu îi binecuvintează doar pe copii sau și pe cei mari? O să vă pun, acum am mărit. Și ce vreau? După ce o să avem un timp de rugăciune, așa, un minut, două pentru noi, apoi o să deschidem ochii și o să ne uităm în biserică. Și o să spui, în seara asta vreau să mă rog pentru binecuvântarea fratelui. Și te duci lângă fratele și te rogi pentru binecuvântarea lui. Și acum tot a fost predica, mulțumește Domnului pentru lucrurile bune din viața lui. Și roagă-te lui Dumnezeu, că avem nevoie de sprijinul celălalt. Doamne, ferește-l de, pune în el o inimă înțeleaptă, pune în ea. Te duci lângă o fată care ne-e măritată, roagă-te, Doamne, ajută-o să se mărite, dar nu oricum, să se mărite bine. Te duci lângă unul care vrea să însoare, spui, băi, nu te uita după orice fete, îi spui tu Domnului, că el nu mai aude nimic acum. Așa, îi spui, Doamne, dă-i minte, ferește-l de, ajută să caute o fată care este chiar mărgăritarul tău prețios. E seara în care ne binecuvântăm unul pe altul. Amin? Să vedem dacă mi iese. Haideți să ne ridicăm. Prima dată ne rugăm individual, da? Cum vreți. Mai tare, mai încet. Și apoi o să vă ajut eu să vă mișcați un pic și eu să mă mișc. Să fie seara aceasta o seară în care chiar arătăm că suntem frați. Chiar arătăm că ne pasă. Pentru că în final o să vă spun, dacă nici măcar nu ne rugăm unii pentru alții, atunci ce o să facem? Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu, că avem un Dumnezeu bun și mare.